Cine este doamna? Doamna Ecaterina? Domnul Iosif? Bună seara! Noi suntem echipa Surpriză Domiciliu. Voi ați să aveți o sărbătoare foarte mare, 40 de ani de căsnicie. Așa, un cuțit cu fructe, îl punem aici că e greu. Nevastră, un buchet de flori. O sticlă de șampanie. Cum crezi? În partea cui a venit surpriza? Cine a organizat? Aia, e pe chiar la din meu. Fiica de la etaj. Ludmila. Dar nu zici piciorul. Dar piciorul e ca tăla, e lângă mine și piculița asta. Cei care sunt mai departe, ce e Am un mesaj pentru voi. De la Ludmila și Antonio. Așa. Bună ziua, să bună seara mama și tata. Nu știu ce va fi, cum va ajunge la poarta casei mica mea scrisoare. Sper din suflet să vă pot face fericiți în această zi importantă, așa cum ați fost 40 de ani în urmă. Lăsați-mă să vă zic felicitările mele cu aniversarea căsătoriei voastre de 40 de ani împreună. Vă dăruiesc acești 40 de trandafiri unde să puteți adăuga alți trandafiri alături de copii, nepoții și strănepoți. La mulți ani, scumpii și dragii mei părinți! Rog bunul Dumnezeu să vă aibă în grija Lui, să vă dăruiască mulți ani sănătoși și fericiți. Așa cum ne-ați făcut pe noi, ne-ați fost mereu alături tot timpul când am avut nevoie. Eu nu uit niciodată cât ați îndurat pentru mine. Eu, fiica Ludmila, vă voi fi mereu alături, cum am fost până acum și de acum încolo. Tată, mamă, voi mi-ați luminat viața, mi-ați arătat drumul cel bun în viață. Da, sunt departe, dar fericită. Vă aștept și pe voi la mine să intrați în ospeție pe insula Elba, cum se zice aici. Viața de-abia începe, a doua etapă a vieții. Un lucru vreau să vă zic. Vă port o iubire nemărginită. Sunteți special pentru inima mea. Vă mulțumesc pentru sfaturi și pentru dragostea ce mi-ați oferit în acești 40 de ani. Vă așteaptă înainte o viață plină de surprize, de fericire, alături de copii, de nepoți și strănepoței. Sperăm că curând să se lărgească familia noastră de toate părțile, luând exemplu de la familia pe care ați construit-o voi și care a reușit să dureze ani de ani. Știți că îmi doresc tot timpul să pot fi mereu alături în aceste zile frumoase, dar viața nu e așa cum ne dorim, noi câteodată. Fiți fericiți, noi vă vom fi alături, toți trei. A venit timpul să vă bucurați de roadele muncii voastre. La mulți ani vouă! Mulțumim frumos! Un mesaj pentru fiica mea voastră. Ce dorim fiicii noastre, mulțumim, multă sănătate, viață lungă, bani în pungă, îi dorim viață cu dulceață, dorim copii, casă de piatră, pâine pe masă, noroc în casă și ascultă de menaj și părinți. Păi e bună, la mulți ani, iubire, așteptăm cu dragă acasă. Luduța, Tonino, vă mulțumim frumos pentru surpriza care ne-ați făcut-o. Așteptăm și noi de la voi o surpriză care vă doriți și voi singuri. O știți care surpriză. Vă mulțumim din suflet și vă așteptăm cu drag acasă, la casa părintească. Vă mulțumim frumos. Scuzați-mă că am emoții. Nu, doresc și părinților și sorii care departe să fie la orice sărbătoare, care toate le-au petrecut departe, acum să fie de azi înainte cu noi aici. Să fie lângă de mama, să întâlnească și a 50-a căsătorie. Și ea să ne bucure cu ce are mai bun și știu că vreau mai așa lângă noi și îi lipsește tare mult și voi lipseți și stăți din prejur. Și sperăm că de grabă ne vom reuni și va fi totul destul mai mult mai bine decât a fost azi. Îi doresc fericire de azi înainte și înainte
și încă multe bucurii din partea mea. Doresc mult sănătate, fericire în viață, facele bune, sănătate, altceva. Soriela, două săptămâni întâlnim, mult sănătate, Tonino, ciao, vediamo, salut! Ei mai din cor rugăminte de părinți care